Cea de-a doua lună a toamnei debutează cu o aniversare specială, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, ce ne reamintește de bunicii și părinții noștri. Și în Drobeta Turnul Severin, această sărbătoare a fost marcată cu muzică și voie bună. Consacrată ca zi internațională a persoanelor vârstnice încă din 1991, prima zi de octombrie este un prilej de a-i onora pe cei care ne-au dat viață și ne-au îndrumat spre ceea ce suntem astăzi. Și în Drobeta Turnul Severin, această sărbătoare a fost marcată la Palatul Culturii Teodor Costescu printr-un program muzical și urări de bine. Primul rând la biserică am fost de dimineață și acum venim, ne facem datoria față de pensionari. Cum sărbătoriți dumneavoastră ziua de astăzi? Printr-o mică serenadă aici la teatru, ascultăm o muzică, respectăm distanța, cum este, cu mască, cum este, și după acasă. În deschidere, Aurel Vlăduț, șeful biroului comunicare din cadrul primăriei Drobeta Turnul Severin, a vorbit despre sprijinul pe care vârstnicii îl oferă comunității prin sfaturile lor. Edilul Marius Creciu are o relație strânsă cu bătrânii municipiului. Mă uit în sală și văd foarte multe persoane cu care m-am consultat în decursul celor, să zicem, aproape 4 ani de zile de când am venit în primăria Drobeta Turnul Severin și niciodată administrația locală nu a închis ușa persoanelor vârstnice cu experiența care au în spate și efectiv cu sfaturile pe care le-au dat. Domn primar în acest moment este la Craiova tocmai pentru fondurile europene și cu ideile venite de la dumneavoastră și nu numai și să sperăm că vine din nou cu vești bune și să sperăm că vom conlucra cât mai mult și cu rezultate din ce în ce mai bune. De asemenea, cu această ocazie, președintele Consiliului Județean Mehedinți și al PSD Mehedinți și-a exprimat aprecierea față de toți vârstnicii. Bunicii sunt figurile blajine care ne încălzesc inimile, ne alină durerea, suferă alături de noi și se bucură pentru orice ne face pe noi să zâmbim. De ziua persoanelor vârstnice le transmit seniorilor noștri multă sănătate, viață plină de bucurii și împlinire sufletească. La mulți ani, dragi bunici! De asemenea, și deputații PSD Mehedinți, Alin Chirilă și Cornel Folescu au transmis și ei mesaje pentru vârstnici, oamenii pentru care luptă în fiecare zi în Parlament să aibă o viață mai bună. Bunicii și părinții noștri merită toată aprecierea și sprijinul nostru. Avem datoria fiecare dintre noi, indiferent de poziția pe care o ocupăm, să le creăm condiții de viață decente și să le facem finalul vieții cât mai frumos și cât mai liniștit. România modernă democratică a fost clădită pe eforturile și sacrificiile bunicilor și străbunicilor noștri și este datoria noastră să ne bucurăm de prezent și să construim viitorul. Cu ocazia Zilei Internaționale a Vârstnicilor vreau să spun la mulți ani mamă, la mulți ani tată și la mulți ani tuturor bătrânilor din jurul nostru. Vă doresc să aveți viață lungă, liniștită și răbdare cu noi toți pentru a ne putea transmite în continuare din bunătatea și înțelepciunea voastră. De asemenea, și senatorul PSD Mehedinți, Liviu Mazilu, a transmis un mesaj cu ocazia acestei zile speciale. Astăzi este 1 octombrie și profit de acest prilej pentru a adresa un sincer, călduros, respectos, la mulți ani, tuturor pensionarilor din România. Este ziua lor, acestei generații de veterani, o generație greu încercată de-a lungul timpului, veterani, așa cum spuneam, în lupta pentru supraviețuire, au supraviețuit ultimilor ani grei ai comunismului, au supraviețuit tranziției, au supraviețuit capitalismului sărbatic. Iată că acum probabil că vor reuși să supraviețuiască și guvernării Câțu, care mai are câteva zile și își dă Obștescu sfârșit. În fiecare an, la 1 octombrie, este marcată Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice în vederea promovării drepturilor acestora, dar și a unei imagini pozitive a îmbătrânirii.